Într-un timp record, la care nici administrația locală a comunei Lărești nu spera, sala de sport multifuncțională din localitate a fost finalizată. Investiția a fost realizată prin Compania Națională de Investiții și a fost predată de către constructor beneficiarului cu 3 luni înaintea finalizării contractului. Chiar dacă lucrările la sala de sport s-au încheiat în luna decembrie, nu a fost inaugurată până în această lună, deoarece s-a întârziat cu obținerea unor avize necesare funcționării. Acestea au fost obținute la sfârșitul lunii februarie și de acum activitățile sportive de pe raza localității și nu numai se pot desfășura în noua sală de sport. Joi, 14 martie, administrația locală împreună cu invitați de seamă vor inaugura acest obiectiv. Totodată se vor desfășura câteva exerciții demonstrative de volei, handbal și karate. O mare bucurie și mândrie anunțăm că mâine avem inaugurarea sălii de sport, pe sală de sport de 180 de locuri, realizată prin colaborarea și finanțarea Companiei Naționale de Investiții, proiect în valoare de 8.800.000 de lei. După cum știți, anul trecut, pe data de 1 februarie, a fost dat ordinul de începere a lucrărilor. Constructorul a fost foarte serios și foarte determinat, astfel încât la 1 octombrie s-a făcut recepția sălii de sport. A trebuit să luăm autorizația de securitate la incendiu, să facem formalitățile necesare, fapt care s-a și întâmplat în luna februarie. Deci am obținut autorizația de securitate la incendiu și am dat și o hotărâre de consiliu pentru regulament și pentru punerea în funcțiune a acestei săli de sport. În concluzie, mâine la ora 18, vă așteptăm noastră și pe toți cei care doresc să participe la această festivitate, la Ziua Porților Deschise, pentru a o vizita, pentru a vedea cum arată. Avem, bineînțeles, vom face și o slujbă de sfințire, că așa este normal. Să mulțumim și Domnului Dumnezeu că ne-a ajutat cu această investiție. Vom avea demonstrații de karate cu clubul Campionii Lărești, cu sensei Raluca Enache. Vom avea și o demonstrație de handbal cu clubul și echipa doamnei Maria Ungureanu și, în perspectivă, dorim să facem o secție de handbal pentru copii și juniori. Iar în final, vom avea un meci demonstrativ de volei dintre clubul sportiv Câmpul Lung Buscel, domnului profesor antrenor Adi Mihailă, și cu clubul sportiv din Mioveni. Deci vă așteptăm în număr cât mai mare pentru a vă bucura alături de noi de această investiție care este în folosul tuturor, nu numai ale reștenilor. Deci este pusă la dispoziție pentru oricine vrea să o închirieze, pentru basket, volei, handbal, tenis de picior și alte sporturi care, sau alte evenimente care se pot organiza în sala de sport. De menționat este faptul că administrația locală a comunei Lărești își dorește ca în noua sală de sport să se desfășoare activități sportive de nivel local, național, dar și internațional. Aici își vor desfășura activitatea clubul de karate și echipa de handbal. La sfârșitul săptămânii se va desfășura în noua sală de sport o serie de jocuri de volei din cadrul turneului Dream Muscel cu echipe sosite din toată țara.